Prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, la sfârșitul lunii mai se încadraseră în muncă peste 2200 de persoane. Dintre acestea, cele mai mulți au vârsta de peste 45 de ani, respectiv 1030 de persoane. În primele 5 luni ale anului 2024, urmarea serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, 2275 de persoane au fost încadrate. Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 mai 2024, 1030 au peste 45 de ani, 458 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 342 au între 25 și 35 de ani, iar 445 sunt tineri sub 25 de ani. În ceea ce privește proveniența persoanelor care au reușit să se încadreze în muncă în acest interval de timp, cele mai multe persoane angajate provin din mediul rural și au studii liceale sau post-liceale. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM OLT, în primele 5 luni ale anului 2024, 1864 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. În funcție de rezidență, 998 de persoane încadrate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 1277 sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale și post-liceale, respectiv 802 persoane, urmate de cele cu studii gimnaziale și fără studii, 691, profesionale 494, iar 102 persoane sunt cu studii universitare. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM OLT. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenției în a cărei rază au domiciliul sau reședința beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de legea numărul 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă modificată și completată. Astfel, în primele 5 luni ale anului 2024, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de peste 8460 de persoane.